Top BMW-uri sub 15.000 de euro la mâna a doua. O să fac o listă cu câteva BMW-uri care merită toți banii. Unele sunt cunoscute de voi, altele mai puțin cunoscute. O să vorbesc mai mult din punctul meu de vedere, care sunt cele mai faine BMW-uri, că tot am văzut că în toate topurile comentați că nu am adăugat mașini nemțești. Astăzi facem un top doar cu BMW. Desigur, o să fie și mașini mai ieftine de 15.000 de euro. Inițial am vrut să fac un buget de sub 10.000 de euro, însă sunt câteva care depășesc bugetul nu cu mult, care merită luate în considerare. Pe locul 10 ar fi BMW 523i. 523i este de mult timp, însă în continuare am văzut că nu este deloc popular. Am văzut pe stradă mereu 520 diesel, E60, E39, F10. Mai nou, ultima serie, G. E60 și F10 pentru că acum sunt mai accesibile și merită cumpărate. Dacă sunt în stare foarte bună, bineînțeles. 523i pe E60, ăsta este pe locul 10, 523i E60. Este motor de 2.5 în 6 cilindri aspirat natural, cel din 2004 până prin 2008-2009. Are 177 de cai putere fără injecție directă. Un motor bun, care nu e forțat, care e echilibrat. Mașina, deși e un pic cam grea, nu se va simți cine știe ce la demaraj, însă ai o mașină pe cinste rezistentă. După 2008 până prin 2010, la E60 avem tot 523i, de data asta cu injecție directă, cu o putere de 190 de cai putere. Practic e cam același motor, același cilindre, doar că este altă tehnologie, este cu injecție directă, are mai multă putere. La fel, un motor care este mult mai economic. În realitate am văzut un 523i F10, care este pe locul 9. Este un motor de 3000 de centimetri aspirat natural, cu injecție directă, de 204 cai putere, care este accesibil din punctul meu de vedere și este foarte economic. Am văzut unul în realitate, după cum spuneam mai devreme, și am mai văzut în comentarii pe cineva care zicea că are. Sunt mașini foarte economice, deci deși este un BMW de dimensiuni mari, are peste o tonă și jumătate greutate, peste 1500 de kilograme. Este o mașină care consumă puțin. Dacă mergi cu ea liniștit, la drum lung scoți un consum de 6%. Nici eu cu Subaru nu scot 6% și am un motor de 2000 benzină. Bine, se știe că Boxerul este un motor ineficient, plus că am tracțiune integrală. Dar, totuși, impresionant că cu un BMW cu motor de 3000 de centimetri aspirat natural poți scoate un consum de 6-7%. Consumul nu depășește 10-11% în condiții ideale de mers urban. În București, dacă mergi bară la bară, normal că consumul va sări către 15-16. Cam la orice mașină consumul în București o ia razna. Să trecem la mașina următoare. O mașină care iarăși îmi place foarte mult și nu este foarte scumpă, este BMW seria 1 125i. Practic este un motor de 3000, aspirat natural de 218 cai putere. Mașina este relativ ușoară și poți să-i aduci și câteva modificări, precum un diferențial LCD de la Quaife sau de la cine vrei tu. Și ți-ai făcut un mini BMW M, în ghilimele. Mașina fiind ușoară și cu un diferențial LCD, vei avea o mașină un pic mai rapidă decât un Subaru BRZ sau decât o Mazda MX-5. Va fi o mașină care va prinde suta undeva pe la 6 secunde și ceva aproape 7. Dacă mai faci un Stage 1 fără să modifici alte interne, te faci cu o mașină pe cinste. Costă undeva pe la 12.000 de euro și normal ar fi să spun prețul și la celelalte două de care am trecut deja. F10 găsești pe la 15-16.000 în stare foarte bună și E60 undeva pe la 6-7.000 în stare foarte bună. Desigur, dacă nu luăm în considerare variantele cu numere pe Bulgaria sau matriculate cu volan pe dreapta. Sunt sigur că deja mă înjură mulți pentru că am vorbit doar de mașini pe benzină. Pe locul numărul 7, hai să trecem la mașini diesel, ar fi 530 diesel E60. Pentru că F10 ar fi foarte scump, ar sări bugetul de 15.000 de euro sau chiar dacă ție un F10 3000 diesel din 2011, de exemplu, ar fi în stare foarte proastă sau cu mulți kilometri. Motorul 3000 diesel de la BMW este foarte rezistent, foarte bine echilibrat, economic, sună bine, ai demaraj și îl poți și modifica dacă ții tu neapărat. Însă vezi până unde te duci cu modificările, pentru că dacă vrei să-i faci un Stage 2, de exemplu, trebuie să faci
DPF off, EGR off și așa mai departe, ceea ce eu nu recomand și nu ești deloc legal. Însă, dacă ne rezumăm la mașina stock, ai cam tot ce vrei de la o mașină. Spațiu, consum, sunet. Impozitul e un pic amăricel, undeva pe la 2400 de lei anual, dar ai o mașină care știe să facă de toate, din toate câte puțin. Și poți să optezi și pentru variantă cu xDrive. Pe locul 6, un BMW care, iarăși, nu este foarte cunoscut, care îmi place foarte mult, este BMW 123D. Deși e diesel, îmi place că nu e cunoscut de multă lume. Este un motor de 2 litri cu două turbine. Eu nu mi-aș cumpăra așa ceva, personal, dar sunt sigur că sunt mulți doritori care vor putere consum mic. Am văzut în ultima perioadă tot mai multe BMW-uri seria 1 pe stradă. Asta pentru că i-a scăzut destul de mult prețul. Dacă tot vrei un seria 1, 123D e o variantă foarte potentă. Ai un motor de 2 litri diesel care are două turbine, are 204 cai și 400 Nm. Suta undeva la 6 secunde și un pic. Deci ai performanțe similare cu un 3000 diesel de pe un seria 5, chiar de pe un E90. Pe un seria 1, e adevărat, nu ai foarte mult spațiu, dar e o super mașină. BMW 123 diesel îl vom găsi pe la 8-9 mii de euro dacă lii din Germania stare foarte bună. În România probabil că dacă există, este mult mai accesibil, dar poate că și mai obosit. Un alt BMW care îmi place foarte mult, tot de la seria 1, este 130i. Practic este un motor de 3000, este o ediție mai limitată, nu au fost foarte multe modele, are și facelift și non-facelift, varianta non-facelift are 265 de cai putere, varianta facelift are 258 de cai putere, motor care a fost pus și pe F10. E același motor, aceeași cilindre, aceeași putere, 258 de cai putere. Pe F10 îl găsim pe 528i, iarăși o mașină care nu este foarte cunoscută. Repet, la seria 3, 1, 5, cele mai populare motoare sunt 2.0 diesel și 3.0 diesel. Nimic rău cu asta, doar că sunt și alte variante, în cazul în care te interesează, un motor pe benzină în mod special. E90, locul 5, este probabil cea mai... Este mașina la care ai cele mai multe opțiuni. Dacă îl vrei, fără dotări, cu motor de 2 litri, cutie manuală, cutie automată, îți iei un 316 diesel, un 318 diesel. Putere ai suficientă de zi cu zi, nu e nici puturoasă, nu e nici puternică în vreun fel. Practic, motorul pus pe E90, 316, 318, 320 diesel este același motor cu diferite softuri. Ai 116 cai, 143 și 177. Ultimele versiuni de 90 vin cu 184 de cai, dar mai rar. Majoritatea au 177, dacă vorbim de modelul LCI, de modelul care este non-facelift, varianta de 2.0 diesel de 320D are 163 de cai putere. Și s-a dovedit să fie puțin mai fiabilă decât varianta de 177 de cai putere. Asta pentru că cel de 163 de cai putere este varianta cu, adică codul de motor M47 cu distribuția în față. Modelul LCI sau facelift, are distribuția în spatele motorului, se schimbă mai greu, costă mai mult și se rupe pe la aproximativ 180.000 de kilometri. Dacă nu, te duci la timp să-l schimbi. Însă, revenind la E90, poți să-ți iei cum vrei tu, poți să-ți iei 318i, poți să-ți iei 316i, nu știu dacă știați de asta, există 316i, motor de 1.6 de 122 de cai putere pe E90, am văzut pe mobile.de de vânzare. Există 318i cu injecție directă, însă 318i varianta non-facelift, motor care e pus și pe E46, are probleme mari cu pierderile de ulei. De asemenea, găsești 320i varianta non-facelift cu 150 de cai, respectiv cea facelift cu injecție directă cu 170 de cai putere, destul de rapidă zic eu, cu 6 drepte. După care discutăm de 325i, de 325 diesel, de 330i, de 330 diesel, de 335 diesel și de 335i. 335i se apropie foarte mult la putere de varianta M. Deci dacă ar fi avut un LCD opțional, era varianta perfectă până în M, care are un preț destul de mare. Chiar și acum, dacă vrei un 335i în stare foarte bună, va trebui să scoți din buzunar cam 17, 18, chiar 20.000 de euro. Deci E90-ul l-am pus pe locul 5 pentru că, sincer, nu știu ce variantă să spun că e cea mai bună,
Chiar depinde de ceea ce îți dorești. Poți să ții motor de 2000 diesel cu tracțiune integrală, poți să ții motor de 3000 benzină turbo cu 306 cai putere care are propulsie și are cutie manuală. E90-ul chiar ți-l poți alege, ți-l poți căuta cum vrei tu, pentru că sunt zeci de moduri de a alege o configurație în funcție de ceea ce îți dorești. BMW-uri mai accesibile, pe locul 4 avem E46. E46 foarte populară, din păcate vezi mașini de genul ăsta și la 500 de lire dacă te uiți în Anglia, însă un E46 în stare foarte bună, servisat la timp, îngrijit, cu fără pierderi de ulei, este cel puțin 3-4 mii de euro. E46 mi-a plăcut foarte mult, iubesc enorm de mult M3-ul E46, motorul e de 6 cilindri în linie, 343 de cai putere, cutie este manuală sau SMG sau Sequential Manual Gearbox, este o cutie manuală robotizată, foarte violentă și zgomotul motorului este specific, este inconfundabil zgomotul de motor M3 E46. Asta este pe locul 4, E46, fie că e 320 diesel, fie că e 325i, fie că e 330 diesel. Dacă ar fi să fac un mini top pentru E46, 325i, motor foarte bun, 330i, motor foarte bun, 330 diesel, la fel, excepțional, 320 diesel, la fel, rezistent, dar depinde de unde ți-l iei, pentru că au sute de mii de kilometri. Mașina asta a fost foarte rezistentă, deci chiar și în zilele noastre, chiar dacă ți-e o epavă la 1000 de euro, până la urmă, a rezistat eroic și încă merg. Piesele de dezmembrări găsești peste tot pentru mașina asta, chiar și pentru E60, chiar și pentru E90. La F10, așa, doar că sunt foarte scumpe. Cine își cumpără un F10 înseamnă că are și niște bani. E90 nu este foarte costisitor. Pe locul 3, BMW E39, seria 5 E39. O mașină incredibilă, rezistentă, spațioasă. Varianta M are motor de 5 litri, V8, aspirat natural, o legendă. Un E39 în stare foarte bună îl găsești sub 5.000 de euro, însă, din păcate, repet, sunt și variante pe la 2.000 de euro, pe la 1.500 de euro, chiar și pe la 700-800 de lire cu volan pe dreapta, dar nu vă recomand. Mi se pare că BMW-ul este o marcă deosebită, însă dacă ții o mașină de 1.500 de euro care are sigla BMW pe ea, aia nu prea e mașină. Pe locul 2 este E36, care la fel, rezistentă, mecanică, foarte bună, îmi place varianta M. Iar dacă vrei un 328i, dacă vrei un 325i, la fel, chiar dacă e o mașină veche, scoți vreo 2-3 mii de euro pentru ea, cel puțin. Dacă vorbim de o mașină cu foarte puțin kilometri, a unui pasionat care a îngrijit-o ca pe un copil, poate scoți chiar și 5.000 de euro. Pentru că e o mașină care are motor simplu, fiabil. Nu este ca generațiile noi cu Valvetronic, care sunt păcătoase, din păcate. Iar pe locul 1, BMW-ul care am făcut topul ăsta mai degrabă în ordinea prețului, nu neapărat în ordinea care e mai tare decât celălalt. E un top oarecum random. Sau în ordinea anilor de fabricație. Iar cel mai tare BMW și cel mai vechi și cel mai apreciat dintre cele vechi este E30. O mașină excepțională, la fel, una în stare foarte bună, o găsim pe la minim 3.000 de euro. Desigur, câteva alte mențiuni, sunt și multe alte BMW-uri pe piață, seria 7, seria 6, X5, X6. Personal nu-mi place X6, nu-mi place X5, sunt mașini prea mari, cel puțin X6 are o formă aiurea, înăuntru nu știu cât spațiu ai, nu e deloc spațios din ce pare. Roțile sunt prea late, sunt foarte scumpe, anvelopele, nu are foarte bune abilități în off-road. E o mașină de asfalt care arată foarte impunător, însă mi se pare că nu și are rostul. Mai degrabă un X3, mai degrabă un X1. X1 îmi place foarte mult, uite asta puteam să o pun în top. BMW X1 îmi place foarte mult pentru că e un mini suvulică, un crossover care are X-Drive, ai motor de 2000 benzină, de 2000 diesel. Și îți oferă câte puțin din toate. Mie îmi plac mașinile astea care îți oferă ceva, sunt valuable, îți oferă ceva de banii pe care îi plătești. Un X6 mi se pare că arunci cu banii pe geam sau ai atât de mulți bani încât pur și simplu nu-ți pasă că mașina aia stoacă banii. X1 îmi place foarte mult și îl recomand cu căldură celor care vor un
o mașină relativ de familie, mai înaltă, cu tracțiune integrală, cu o cutie automată, cu ceva dotări, la un preț corect, fără să plătești prea mult pe impozit. X3-ul depinde de gusturi, e ok. Seria 7, o mașină de lux, fie că vorbim de generația 2000, fie că vorbim de generația 2005 până prin 2009, fie că vorbim de generația după 2009, arată foarte bine, nimic de reproșat, ai dotări, însă stă foarte prost pe partea electrică. Seria 6, nu știu ce să zic, motor de la 3000 sus, 3000 benzină, 3000 diesel, generația mai nouă, 4-4 pe generația mai veche, cu duș întors. Modelele Z, interesante, mai ales Z4 coupé cu motor de 3000 benzină. Z4 arată foarte bine din punctul meu de vedere, însă parcă nu merită banii. Și cam asta ar fi topul cu BMW-urile. Dacă aveți și alte întrebări, nelămuriri, am ratat ceva, nu l-am făcut corect, nu e neapărat un top, mai mult a fost o înșiruire de BMW-uri care sunt interesante din punctul meu de vedere. Dacă aveți și alte întrebări, îmi puteți scrie mai jos. Vă mulțumesc și ne vedem în următorul video.